Cetățenii din toate statele membre ale Uniunii Europene și-au ales reprezentanții în Parlamentul European la alegerile europene din perioada 6-9 iunie. Hunedoreanul Iuliu Winkler a obținut, în urma scrutinului de duminică 9 iunie, încă un mandat în Parlamentul European, în care activează din anul 2007, anul în care România a aderat la Uniunea Europeană și și-a trimis primii reprezentanți la Bruxelles. Iuliu Winkler este președintele organizației UDMR din județ Hunedoara din anul 2001, iar în Parlamentul European a deținut funcția de vicepreședinte al Comisiei de Buget Finanțe. Anul acesta, România va fi reprezentată în Parlamentul European de 19 deputați PSD-PNL, 6 deputați AUR, 3 de la Alianța Dreapta Unită, 2 de la UDMR, 2 de la SOS și, în premieră, un independent. Deputații nou aleși, care reprezintă cetățenii Uniunii Europene până în anul 2009, se vor reuni în iulie pentru a-și alege președintele, vicepreședinții și chestorii.